Mai multe bucăți de roc au ajuns pe carosabil în zona de fileul Jiului. Prăbușirea stângelor a avut loc din cauza temperaturilor variate din această iarnă, care au dus la desprinderea lor din blocul de piatră. Timp de câteva ore, traficul s-a desfășurat cu dificultate, circulându-se pe un singur sens. Colegii din baza Meri au intervenit pe DN66 pe defileul Jiului duminică pentru îndepărtarea unei cantități destul de mari de piatră, care s-a dislocat dintr-un din versant, dintr-un mal al versantului. A fost nevoie să se intervină cu un excavator și încărcător frontal plus un utilaj cu lamă pentru a curăța foarte repede partea carosabilă. S-a circulat controlat pe o cale, pe un singur sens de mers, n-au fost niciun fel de alte probleme, nu s-au înregistrat pagube materiale sau de niciun alt tip. Facem un apel la conducătorii auto să circule cu atenție, să nu staționeze în zonele cu risc din imediata vecinătate a versantului. Dacă vor să oprească, sunt parcările care sunt securizate și acolo pot opri în condiții de siguranță. Conducătorii auto care tranzitează zona sunt sfătuiți să apeleze la prudență și să nu facă oprire în afara spațiilor destinate. Din fericire, nu s-au înregistrat victime sau pagube pentru șoferi, însă toți participanții la trafic sunt îndrumați să circule cu atenție.